Și dacă tot vorbim de bani europeni, 1200 de fermieri un se pot considera de-a dreptul norocoși. Aceștia sunt singurii din Europa care încasează o subvenție. Este vorba de banii destinați celor care se ocupă de o anumită specie de fluturi. Maculinea sau fluturile albastru aduce bani frumoși fermierilor români, în special celor din județul Cluj și din Bucovina, acolo unde apar fluturii din specia respectivă. Cele patru feluri de fluturi arbaștri apar izolat în Europa, însă la noi în țară, datorită condițiilor, îi întâlni mâncă. Insectele foarte rare trebuie protejate și tocmai de aceea fermierii pe ale călor pajiști apar fluturii respectivi sunt recompensați. Pentru a beneficia de subvenție, fermierii trebuie să cosească doar după data de 25 august. Deoarece fânul respectiv nu mai este bun pentru animale și astfel fermierii îl pierd, primesc o compensație. Aceasta însă acoperă de două ori fânul pe care l-ar putea face dacă ar costi la începutul lunii iulie. În ultimii patru ani, cei 1200 de fermieri care protejează acești fluturi au primit 3,4 milioane de euro. și în acest an fermierii vor primi subvenția pentru fluturile albastru. Ei primesc 361 de euro pe hectar pe an în cazul lucrărilor manuale și 281 de euro pe hectar pe an dacă lucrează cu utilaje ușoare.